pe bucurie. Discutați după aceea, două scaune de distanță. Bună seara! Din nou, ca de obicei, lunea, o tradiție deja după 3 ani împreună, fiecare săptămână încercăm să punem la altă teme cât mai diverse și să aducem în fața noastră persoane, personalități și idei pe care deși le promovează, care sunt mai puțin vehiculate, mai puțin pe ciclă, mai puțin în media, dar sunt esențiale care, într-un fel sau altul, vehiculitarea lor ar putea deschide puțin vederea, putea contribui la ceea ce noi spuneam mai de mult, o sămânță pentru altă lume. Suntem într-o etapă turbulentă, o etapă de reconversie profesională, de regândire a diferitelor soluții. Am avut, de exemplu, șansa să stăm de vorbă cu niște specialiști în domeniul socioeconomiei și care, într-un fel sau altul, au aplicat teoria catastrofelor, în sens matematic, la modelarea fenomenelor de piață și au dat concluzia că cele, să zicem așa, 5 modele care, într-un fel sau altul, le discutăm în ziua de astăzi, un model legat de partea, să zicem, de impunere, de dictatură, că este o dictatură ideologică sau dictatură economică, sau niște variante mai liberale, de stânga, de dreapta sau de centru. Deci cei cinci atractori care guvernează, de obicei, lumea politică actuală nu mai este suficientă pentru a da stabilitate la scară globală. Instabilitatea asta caută ceva, caută formarea unei alte versiuni, o altă structură, care într-un fel sau altul se forjează din întâlnirea acest gen, din semințe de altă lume, așa cum ne place nou să spunem în această cafenea a complexității. Ca de fiecare dată interes ideea că încercăm, de fapt, pe lângă aducerea subiectelor respective, să ne facem și nouă, într-un fel sau altul, reclamă, nu atât persoanelor noastre, ci încercării de a arăta că există fizica de clasa 11-a, teoria haosului, teoria fractală, geometrie fractală, există începutul acestei gândiri, de fizică neliniară, cu implicații multiple, dar din păcate, pe de-o parte, profesorii încă n-au metabolizat informația respectivă, iar părinții nu înțeleg când ar fi bună o asemenea abordare, n-au făcut-o nici ei, nici cei care au făcut lucrări de doctorat importante, n-au trăit prin asemenea problematici, n-au înțeles problemele legate de modelări pe rețele neurale, modelări pe tot ce înseamnă ziua de astăzi, așa de multe aplicații, de la materiale foarte speciale, tip material inteligent, la fel de fel de situații de acest gen, din păcate ajunge la concluzia că e nevoie să și promovăm. De aceea, într-un fel sau altul, vă rugăm, dacă cumva aveți posibilitatea să ne sprijiniți în a promova această gândire, această resursă intelectuală numită paradigma complexității, ne-ar avantaja, pentru că noi avem adunate de-a lungul timpului și teme și materiale și prezentări și chiar cursuri pe care le ținem, dar trebuie să le promovăm într-o formă care să aducă la o finalitate, în sensul măcar upgrade-ul temelor de masterat și licență, dialogul dintre studenți și elevi, pentru că în ziua de azi elevii sunt mult mai dezvoltați decât ne imaginăm, dar fiind foarte bună această punte între elevi și studenți pe teme interesante. Deci cam asta este ceea ce, să zicem, ca obiectiv general și propune cafeneaua de fiecare dată. Să vă mai uitați în stânga și în dreapta și prin faptul că suntem împreună, suntem de cazut ceva năzduințe comune, măcar nu să venim doar să ne așezăm în bancă, ci poate continuați cafeneaua și acasă, poate și prietenie nouă. Una dintre problemele fundamentale de schimbare a lumii este să ne schimbăm și anturajul. Dacă tot timpul stăm în același anturaj, fără să vrem, chiar dacă mai absorbim câte o variantă nouă, câte o idee nouă, în același anturaj vom metaboliza, dezvolta și rafina cam același idei. Avem nevoie de o hibridare de acest gen, de aceea uitați-vă, sunteți împreună, din punctul meu de vedere, o forță extrem de mare care am putea să punem în mișcare. Spunem că de fiecare dată încercăm să aducem lucruri foarte diferite. Ați văzut, în ultima perioadă au fost probleme legate de Cyber Physical System, la care s-au discutat echivalentul cum arată Cyber Social System, după care ați văzut ce înseamnă totuși biologicul și problemele de neuroștiințe, ați văzut ce înseamnă creativitate și foresight. În același timp, există și oameni care l-au hibridat pe cele două în mod natural. Au fost pasionați de un domeniu și ceva să fie mai frumos decât zborul, sau în orice caz aviația de nivel înalt de tipul supersonic. Și în același timp și poezie. Deci au fost oameni care nu au făcut împărțirea asta foarte netă între, cum să spun, o problemă de umanistă, de tip umanist, și o problemă de tip real. Uman și real, așa cum casa nouă le împărțim. Au simțit nevoia să exprime în ambele lumi. Și în lumea foarte tangibilă, reală, foarte dictată pe niște fenomene concrete, pe niște norme și mai ales niște principii care, într-un fel sau altul, nu le poți trădea, mai ales pentru un om care stă în spațiu,
în avion și mai ales într-un supersonic. Și în același timp nu au uitat nici natura de poezie, de dialog. Deci astăzi ne-am adunat într-o formă mai puțin ortodoxă decât de obicei, și anume, ce era mai mult prelegere, astăzi vom face o evocare. Am primit cu mare bucurie, să zicem, invitația Anei de a putea să facem această aducere aminte a unui personaj care ne-a fost prieten foarte bun. Și bănuiesc că și noastră aveți multe de povestit despre eventuale întâlniri, despre întâlnirea cu cel care a fost Doru Davidovici. El este, să zicem, ținta din seara asta, omul și exploratorul, dar și omul, și sensibilul, dar și pragmaticul. Și ca să mergem mai departe, o să-i dau microfonul Anei, care să ne introducă puțin în lumea aceasta a lui Doru Davidovici, urmând ca după aceea să putem interveni fiecare cu o aducere aminte, pentru că, în fond, este o recreionare a unei parabole a zborului pe care românul l-a avut întotdeauna. Vă aduc aminte de filmul acela 25-a oră al lui Anthony Quinn, care joacă rolul unui român. E foarte interesant filmul, este realizarea unei cărți care a fost scrisă în perioada respectivă imediat după primul război și care reprezintă, după al doilea război, și reprezintă imaginea pe care, într-un fel, străinătatea mare asupra noastră. În afara spațiu-timpului, mai poeți și păcat să nu o înțelegem în adevărata ei valoare. Mulțumesc pentru prezentare, Florin. Ok? Da. Mulțumesc pentru prezentare. Mulțumesc vouă pentru că sunteți aici în această seară. Mulțumesc pentru felul în care ați recepționat ideea aceasta, pe care noi o tot facem de vreun an de zile. Sau probabil mai de multișor. Așa. Și în mod deosebit gazelor noastre din această seară care ne ospitează. Nu este întâmplător faptul că am ales această temă de a discuta despre Doru Davidovici. Pentru mine lucrurile sunt simple. Aparțin acestui pământ. Practic acesta. Puteți, careva dintre dumneavoastră, să spuneți ce este în această imagine? Știe, cunoaște cineva? Drumul către unitate? Hai. E drumul către unitate? Drumul către unitate, da. Marcea de la Pătești. Da, exact. Am plecat cu această imagine, care este practic drumul de vreo 2,5 km, care leagă stația de la Bărganu până la partea unității. Eu am așezat-o în urmă cu ceva timp pe Facebook și am spus locul unde nu se întâmplă aproape nimic. Parafrazându-l într-un fel pe Istrati. De ce? Pentru că locul ăsta a fost chiar foarte uitat. Odată cu apariția lui Doru pe meleagurile acelea, au început să se întâmple lucruri. Au început să se întâmple multe lucruri, dar despre care noi am aflat, cel puțin foarte mulți dintre noi, numai după ce ei au dispărut. El a dispărut. Și mulți dintre colegii lui. Așa mi-a venit ideea de a chema această seară Doru Davidovici, zborul de dincolo de cuvinte. De ce? Pentru că Doru a rămas datorită cărților pe care ni le-a lăsat, datorită amintirilor, datorită vieții și modul în care a știut să se prezinte acolo, la Bărăgan. Spuneam că aparțin acelui loc. Sunt născută foarte, foarte aproape de locul acesta. Dacă trag o linie de la locul nașterii mele până la poarta unității, vă asigur că nu întâlnim probabil niciun copac. Este o linie dreaptă și ajunge exact acolo. Am ales să vorbesc despre Doru Davidovici pentru că mi se pare mie că noi, cei care într-adevăr simțim, suntem mulți, suntem foarte mulți, cei care îl păstrăm încă în suflet, chiar dacă el a dispărut în urmă cu 26 de ani, dar mi-am adus aminte că și noi suntem trecători. Și atunci am zis, și cineva a notat că în seara asta sunt foarte mulți tineri. Aceasta este intenția mea, de a prezenta tinerilor, foarte tinerilor, încât aceste cărți, care sunt rarisime, am avut șansa să le găsesc în biblioteca de la mine, de la oraș, sunt rarisime, cu
eforturi au apărut încet, încet în format PDF pe internet. Se urmărește reeditarea lor, dar, spuneam, datorită lor, a rămas viu în imaginea noastră. N-aș vrea să fie o întâlnire tristă. Nu. Aș vrea să fie o întâlnire așa cum i-ar fi plăcut lui Doru. Cu zâmbetul pe buze. Ah, îmi stric aranjamentul. Așa era el. De cele mai multe ori era cu zâmbetul pe buze. Așa știu. Am avut șansa de a-l cunoaște, o mare de a-l cunoaște, de a-l întâlni de vreo 3 ori și cred, dacă nu mă înșeală memoria, aceasta se întâmpla chiar în ultima perioadă a vieții lui. Eu am lucrat ca librar destul de mulți ani la Vedești. Erau întâlnire cu scriitori, erau întâlnirile cu prietenii lui care îl cunoșteau de aici, de la București, și atunci în sarcina mea de serviciu, ca să-i spunem așa, era aceea de a merge la unitate, de a însoți și de a asigura acolo, de a le face. Așa l-am cunoscut și amintirea cea mai puternică pe care mi-a rămas este o dată fixă, 1 decembrie 1988. Eram cu un grup de scriitori acolo la bază. Era un fric cumplit, un gel năprasnic. Dar doar după ce am făcut prezentările cărților lor, ceva de acest gen, la clubul piloților, am mers în hangar și vă spun, era un gen de crăpau pietrele. Am mers în hangar și am avut plăcerea de a urca chiar în migul pe care el conducea la PNC. Se întâmplă printre dumneavoastră altcineva care l-a cunoscut? Se întâmplă să se afle aici? Da? Doar din cărți. Doar din cărți? Doar din cărți și din prieteni. Sigur? Ulterior, da. Haideți să încercăm împreună, pentru că mie îmi place și partea asta interactivă, Florin, să încercăm, nu numai la cum, să încercăm să definim puțin ce înseamnă pilot de vânătoare. Un fel de semizeu. Un fel de semizeu. Pentru cei din lumea aviației, piloții de vânătoare sunt un fel de semizeu. Sunt okay. Ceva peste. Ok. Altcineva? Haideți, încercăm să definim imaginea asta de pilot de vânătoare. Aș încerca eu să vă sugerez o imagine care am trăit-o, pentru că am avut șansa să-l cunosc bine. Imaginați-vă o scenă, vorbeam niște lucruri de filozofie a spațiu-timpului, într-un context ca să vi-l povestesc, poate mai încolo. Și acum el, în fiecare, totuși un pilot și în același timp un trainer de nivel foarte mare, întotdeauna, înainte de a începe antrenamentul cu piloții care erau elevii la școala respectivă, trebuie să facă un zbor de recunoaștere, să vadă care e situația, care e atmosfera și după aceea intra în lecția propriu-zisă. Și acum era într-un moment în care trebuia să merge pe hangar, apropo de hangar, și povestea mea era un moment din ăsta foarte concentrat vis-a-vis de, cum să spun, o experiență comună care am avut-o împreună cu delfinii, ce fascinant era, ce frumos era spațiu-timpul. Și la un moment dat, la o distanță nu foarte mare, cred că era la nivelul de 100 de metri de hangar, a spus un lucru, Părine, scuză-mă, și a luat-o la fugă. Și ca un copil s-a suit în avion și eu nu am apucat să fac prea mulți pași până la momentul respectiv. Că am auzit un zgomot, ca să vă povestesc altceva despre fascinația zgomotului, că a făcut butezul pistei, ce înseamnă o să povestesc, e important. Și m-am văzut ceva ca un lucru care se răsucește în aer. Două lucruri. Sunt oameni care se bucură. Sunt oameni care bucuria lor este, cum să spun, clipa aia care se desprinde de pământ, clipa aia care, cum să spun, reușește să simtă ceea ce noi putem doar intui vis-a-vis ce înseamnă să te miști 3D. Să te miști cu accelerația peste câțiva G, să simți în principiu că trebuie să-ți toarcă costumul ăla pe picioarele ca să poți să nu pierzi luciditatea din cauza eventuală a sângelui, ca să spun... Costumul de suprasarcină. Prin costumul de suprasarcină.
În același timp, pe lângă această bucurie, totuși o capacitate și o seriozitate, pentru că de fapt a fost un foarte, foarte bun profesor și a reușit să genereze generații de piloți de supersonic de nivel foarte mare. Știa să și comunice, să și bucure. Deci, pilotul de supersonic este, într-adevăr, un om special, un om de super echipă, un om care simte echipa celuilalt cu mare empatie. Probabil că nu degeaba a reușit să și scrie atacă de sensibilitate, pentru că nu este doar un om lângă un aparat. M-a învățat încă un lucru foarte interesant el și mai departe vă las pe noastră să mai continuați, o să mai intervin. Mi-a spus un lucru foarte interesant la un moment dat. Știi ce e interesant? E ce îmi vorbește un complicat, complex. Avionul ăsta este format din multe elemente componente, suficient de multe, ca la performanța care s-o cere să o ai tu și secundele alea de reacție, e unicitate. Deci, cu alte cuvinte, eu nu pot măsui să fac acel lucru pe avion, trebuie să-mi cunosc. Deci, are o personalitate. Personalitatea avionului ăsta este esențială pentru un avion de supersonic. Și legătura, deci osmoza care se face între el și aparatul de zbor este esențială. Era într-o perioadă pe niște aparate care nu beneficiază de controlul actual. Actual, ați văzut, sunt sisteme de control supra-electronică care rămâne și stă așa, aproape că sfidează gravitația și o pleacă în alte direcții. Nu, toate se refăceau prin natura umană, prin experiența pe care au prin simțul respectiv. Aceia sunt niște oameni într-adevăr deosebiți. N-am întâlnit un poet și un tehnic și un sportiv în același timp într-un singur om și nu numai el, în toată gașca de acolo. O să evocăm poate mai încolo în legătura dintre el cu grupul lui și salvamontiști cu grupul lui. Pentru că între cele două grupuri de oameni e o legătură extra de strânsă care merită evocată. Pentru că noi nu prea putem trăi decât dacă avem șansa să ne preia cineva într-un asemenea grup. Poate poveste, dar dacă o trăiești, îți dai seama că este altă lume. Florin, te invită cu jucăria asta să te continuăm așa. Iar eu te voi completa cu un fragment pe care voi citi dintr-o cărticică care se cheamă Povești de Aerodrom, care este unul dintre urmașii lui îi place să semneze poetul și îl găsiți într-un blog care se cheamă Povești de Aerodrom. Exact așa cum este. Și este o conversație între doi dintre urmașii lui. Dar e o completare...